Acum câțiva ani, educația sexuală pentru mulți era un subiect tabu și din cauza asta mulți nu cunosc lucruri primordiale pentru sănătate, precum metodele de contracepție, cum să o aleagă pe cea potrivită și la ce risc se expun dacă le ignoră. Acesta va fi subiectul discuției noastre de astăzi cu Iraida Snigur, obstetrician, ginecolog și cofondatoarea unei platforme de educație sexuală în mediul online. Doamna Snigur, bună ziua! Bună ziua! Pentru început, vreau să aflu de unde a venit ideea cu crearea unei platforme online. Deci, ideea asta a venit un an și ceva în urmă, împreună cu prietena mea din copilărie, Natalia Bejan. Ea cumva era, ea nici nu era la noi în țară, era peste hotare, și eu aveam cumva o idee că toată informația asta care de educație reproductivă, educație sexuală, cumva să o putem aduce și pentru adolescente și pentru femeile, tinerele care poate au mai puțin acces sau cumva se jenează să meargă regulat la medic. Și atunci, iar Natalia era într-un coaching unde i-a venit o idee că, deci, să facă o afacere cu, sau o afacere sau o companie sau o organizație, deci cu un prieten. Și ea zice, bine, dar de ce nu trebuie să o fac? Eu am să o fac cu prietena mea. Și ea îmi spune, Iraida, hai să facem ceva cu ginecologie. Și atunci eu am zis, da, hai, că eu de mult aveam ideea asta. Și într-o săptămână noi am pregătit, deci, planul cumva pentru câteva articole și pentru o lună înainte, cam pentru platforma noastră. Și iată, asta a fost foarte repede, cumva. Mulți ne întreabă dacă a fost din cauza pandemiei. Deci, nu, nu a fost din cauza pandemiei, pur și simplu au coincis lucrurile. Totuși, până la urmă, cât de des se adresează pe platformă, pentru că platforma nu este doar pentru contracepție, cât de des se adresează anume femeile cu întrebări de contracepție și care întrebări sunt cele mai frecvente? Avem foarte multe întrebări. Deci, mesaje, avem 10 de mesaje în fiecare zi la care noi răspundem, încercăm să consiliem, deci noi nu facem consultații online, da? Deci nu punem diagnoze, nu dăm tratament, dar noi facem consilieri. De multe ori vin întrebări ce țin de contracepție. Deci iată, am început să folosesc o metodă de contracepție și au apărut careva simptome. Ce trebuie să fac eu? De cele mai dese ori acest lucru apare din cauza că femeile nu sunt informate cu cum să utilizeze corect sau la ce trebuie să aștepte atunci când folosește o metodă de contracepție. Deci nu înseamnă că este o problemă. Noi consiliem și atunci femeile cumva rămân liniștite și împăcate. Doamna Snigur, dar care sunt cele mai eficiente și accesibile metode de contracepție pentru femeile moderne? Pentru că există o mulțime și pastile și multe dintre ele se vând liber în farmacii și atunci femeia poate merge să-și ia o metodă de contracepție care nu este indicată. Care sunt cele mai accesibile și eficiente în același timp? Da, în primul rând am să încep cu aceea că atunci când femeia vrea să utilizeze o metodă de contracepție, mai ales hormonală, ea trebuie să meargă la consult la medicul ginecolog. Nu pentru că ar avea nevoie de careva investigație de sânge sau mamografie, ecografie, dar pentru ca să-și aleagă metoda convenabilă anume pentru ea. Sunt metode care, deci, sunt cele mai eficiente, mai eficiente, moderat eficiente și cele mai puțin eficiente, da? La noi în țară, din metodele cele mai eficiente, fac parte dispozitivul intrauterin cu cupru, da? Sterilietul, cum mi se zice, da, în popor. Cel cu hormoni. La unele instituții private găsim implantele, care la fel fac parte din cele foarte eficiente. Când zic foarte eficiente, mă refer la o rată de mai puțin de o sarcină la 100 de femei sau, de exemplu, în cazul implantelor, sunt 2 sarcini la 1000 de femei. Da? Deci eficiența este foarte mare dacă comparăm cu prezervativul, care are 25 de sarcini la 100 de femei. Da? Sau actul întrerupt, care la fel este foarte, eficiența foarte scăzută. Chiar și actul întrerupt pentru unele femei, pentru unele cupluri, poate lucra foarte bine atunci când cuplul se cunoaște unul pe celălalt, când partenerul știe fiziologia soției, partenerii sale și atunci foarte bine pot să utilizeze și această metodă pe ani de zile. Doamna Snigur, dar dintre cele mai accesibile metode de contracepție, bun, prezervativul este o metodă arhicunoscută și chiar și așa la ea nu prea se apelează. Și dacă vorbim despre un cuplu care este împreună de mult timp, atunci de cele mai multe ori se apelează
la pastile anticoncepționale. Da. Ele sunt și cele mai accesibile metode de contracepție, pentru că există pastile începând cu 60 de lei și până la 300 de lei blisterul pentru o lună. Dacă să vorbim despre ele, riscuri, avantaje, pentru că asta este metoda pe care o folosește marea majoritate a femeilor. Da, contraceptivele orale combinate, deci sunt foarte accesibile, eficiența lor este una înaltă, nu este cea mai înaltă, dar este înaltă, da? În cazul utilizării corecte a contraceptivelor orale combinate, eficacitatea este de o sarcină la 100 de femei. Bine, în cazul în care se fac greșeli în utilizare, atunci pot fi și 7 sarcini la 100 de femei. Dar aceasta este cumva o rată totuși bună de eficiență. Atunci când femeia începe să utilizeze contraceptivele orale combinate, ea merge la medic pentru ca să vadă dacă este eligibilă, pentru că sunt criterii de eligibilitate. Deci, dacă femeia are careva boli cronice de sănătate în stare avansată, da? Dacă are o tumoră, dacă femeia are tensiune, dacă femeia are mai mult de 35 de ani, atunci nu este recomandat să folosească contraceptivele orale combinate. Însă, ea poate să folosească pilule doar cu progestagen, da? Deci, care se permit, de exemplu, dacă o doamnă de 35 de ani și mai mult fumează, dar ea vrea o metodă contraceptivă cu pilule, atunci ea poate să recurgă la metoda cu pilule cu progestogen. Deci nu este necesar, deci nu este indicat pentru ea cu estrogen și progesteron. Iată de ce este foarte important să ne adresăm la medic, pentru că el alege metoda corectă. Da. Dacă e să vorbim despre dispozitivele intrauterine, care de altfel sunt și unele dintre cele mai comode în utilizare pentru femei, dar foarte multe femei de la noi se tem de ele. Le este frică. Ba au auzit mituri că ele pot sparge uterul. Ba că el iese, că îl pierzi, că nu mai știu ce. Dacă e să vorbim aici pe scurt despre riscuri și avantaje. Da. Metoda asta este foarte convenabilă pentru o femeie care are o viață sexuală regulată, care nu vrea să primească pilule sau care nu vrea să țină minte că ea în fiecare zi sau o dată în lună trebuie să facă ceva pentru ca să se protejeze de sarcină. Și atunci se recurge la sterilet. Dar în contextul în care spuneți că deci, se pot întâmpla perforații de uter, deci este important ca steriletul sau dispozitivul intrauterin să fie amplasat de un medic care a fost specializat sau de o moașă care știe să facă lucrul ăsta, atunci sunt toate momentele astea pot fi cumva deci depășite, da? Și atunci unele femei rămân foarte mulțumite. Iarăși, fiecare femeie este individuală. Cineva poate folosi ca metodă de contracepție steriletul și să fie bine mersi și ani de zile și cumva să uite de fapt că folosește metoda asta de contracepție. Din păcate, sunt femei care pot avea careva efecte secundare, da? Eliminări de sânge între menstruații, menstruația mai abundentă, dureri în timpul menstruației. Bine, aceste efecte secundare pot dura până la 6-7 luni de la instalarea steriletului. Ca o adaptare. Da, până când corpul se adaptează. Dacă el nu se adaptează, dacă femeia zice că nu se simte bine cu el, atunci, altă metodă. Da, atunci îl scoate. Doamna Singur, și totuși ne-a rămas foarte puțin timp și aș vrea foarte pe scurt să ne spuneți, trăim într-o societate modernă, avem o mulțime de informații pe internet despre dispozitive de toate felurile și pastile și pilule și nu mai știu ce. Putem merge la medic, fiecare poate merge la propria policlinică gratuit să se consulte cu medicul. Și totuși există femei care recurg la anumite metode absolut fantastice de protecție, cum ar fi să se spele cu apă, cu lămâie după contactul sexual pentru a elimina riscurile și tot multe de acest gen. De ce există aceste mituri? Și într-adevăr sunt atât de multe, v-ați ciocnit cu femei care apelează la metode bizare? Da, din păcate sunt multe mituri ceea ce ține de cumva metodele astea naturale de contracepție. Sunt cumva lăsate, știu, din anii, din generațiile trecute, dar noi de asta și am creat platforma asta, noi de asta și vorbim și spunem, mai ales acum, în timpul în care noi trăim, deci informația este foarte multă. Trebuie să o aducem la urechile femeilor și atunci eu cred, mai ales tinerilor care vin din urmă, da? Și atunci eu cred că lucrul ăsta se va rezolva numai decât. Pe platformă femeile pot apela și anonim, adică da, nu este anonim și da, este cu siguranță. Fiecare da. În intimitatea sa. Da. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru răspunsuri utile și pentru încurajarea femeilor. Și vă mulțumesc pentru invitație. Așadar, aveți grijă să vă consultați cu medicul ginecolog pentru a alege metoda corectă de contracepție.